Salutare, prieteni! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv Rapid. Un portar de legendă al Rapidului și fiul său, nimeni altul decât unul dintre antrenorii cu portarii ai Rapidului, legați pe viață de Rapid, sunt alături de mine la această ediție, nefericită pentru fanii Rapidului, pentru că vine după un eșec dureros, un 2-3 cu Universitatea Cluj, după ce Rapidul a avut 2-0 ieri seară pe Giulești. Să-mi prezint invitații, Leo și Mihai Toader, bun găsit! Și bine ați venit, domnilor! Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație! Bine v-am găsit, cum spuneam, un portar de legendă, 11 ani petrecuți în Giulești și antrenorul cu portarii al echipei naționale. Felicitări, apropo, pentru că nu ne-am prins oficial după calificare. Felicitări pentru calificare! Mulțumim mult! Și Mihai Toader, antrenorul cu portarii al Rapidului, care este alături de Bogdan Lobonț, care face acest job și le antrenează practic pe Horațiu Moldovan. Adică practic Horațiu Moldovan este antrenat de familia Toader. Da, așa putem spune. Plus Lobonț. Bineînțeles, Lobby poate trebuia să fie și el prezent. El a fost cu Adi Enci în emisiune. Da, n-am știut. Într-adevăr, Rapidul este echipa noastră de suflet. De când eram mic am ținut cu Rapidul. Mihai a crescut și el în această familie. A crescut în spatele porții mele. Deci ne leagă Rapidul, vrem, nu vrem. Păi, cu Mihai chiar există poze în Giulești de când era mic. Din păcate nu putem să le prezentăm astăzi, dar cu tine nu există poze de când erai mic, nu? Nu, erau alte vremuri. Poze cu mine la Rapid le găsești de când aveam 20 de ani, din 1984. Ești tot tânăr. Da. Și de atunci, 11 ani, parcă au trecut ca un vis, nici nu zici că am jucat așa de repede ce a trecut timpul. Dar oricum, e o perioadă în care pot să spun că m-am format ca om. Ca fotbalist. Deci Rapidul pot să spun că mi-a dat aproape totul. Și ai insuflat din acea perioadă spiritul, nu? Spiritul l-a învățat din vestiarul Rapidului, îl aduceam la antrenamente, era la fiecare antrenament, în spatele porții, în vestiar cu băieții. Am învățat și poezii mai frumoase. Mai frumoase, da. Au avut grijă drăghiși să-l învețe poezii frumoase. Deci cunoaște bine spiritul. Îți amintești când ai fost prima dată alături de tatăl tău pe Giulești? Eram foarte mic, într-adevăr. Țin minte, am așa imagine în cap. Nu eram singur, mai eram și alții copii de fotbaliști, chiar cu Cătălin, băiatul lui Gică Cârstea, Iulian Chiriță, da. Cu Cristi, da. Eram acolo un grup de mini-suporteri. De mici răpiniști. Da, mici suporteri. Foarte frumos oricum. Îți e o onoare pentru mine. Sincer să vă spun, încă mă mai gândesc la el așa, uite, o minune, nu știu, pentru mine a fost o minune ceea ce s-a întâmplat. Sunt mândru că am avut lângă mine un așa om. 11 ani nu este puțin. Nu este puțin și Rapidul traversa vremuri mai grele în acea perioadă. Tu te bucuri de vremuri frumoase acum la Rapid în comparație cu tatăl tău, dar vom depăna amintirile lui Leo. Cum a fost pentru tine venirea în vară la Rapid? Pentru că ai apărut, ai fost prezentat oficial, din punctul meu de vedere, o prezentare cam scurtă, chiar dacă ris să-l supăr pe Lucian Ionescu și pe cei care se ocupă de media de la Rapid. Da. Care fac o treabă foarte bună, de altfel. Totul a fost așa, din scurt. Așteptam un răspuns să plec din țară. Nu era nimic sigur. După aceea am fost contactat. Eu am mai ținut legătura cu ei și pentru Academie. Am mai ținut legătura cu cei de la Rapid și cu Nico. Bă, dați seama, când a venit această oportunitate de a antrena la echipa mare, clar. A fost un bonus. Da. Un bonus frumos. Da, a fost o surpriză plăcută. Da. Și am rămas surprins.
având în vedere că a terminat, are toate licențele. Bun, ca experiență, are și ceva experiență, a pornit-o de jos, de la Liga a patra, a treia, adică treptat a trecut prin toate etapele. Cum ar trebui să înceapă cam toată lumea? Să răutăcios, nu? Nu, dar așa s-a întâmplat. Așa mi s-a întâmplat și mie. Bine, eu ca antrenor am avut șansa să ajung direct la Liga 1. După ce ți-ai încheiat cariera, ai ajuns la FC Național. Imediat am avut oportunitatea asta, dar mulți nu au. A fost o șansă. Și atunci trebuie să iei, unde ți se ivește. Important e să fii pregătit. Tu la ce vârstă, câți ani aveai atunci? Păi 98. 34 de ani. Deci erai un pic mai mic decât, cu 2 ani mai mic decât e Mihai acum. Da, dar și el a început ca antrenor la, nu știu, 30... 29. Povestește-ne puțin, 29. Mihai, despre începuturile carierei tale de antrenor cu portarii. După ce m-am lăsat de fotbal, am avut o perioadă de câțiva ani care m-am rupt așa un pic de fotbal. După aceea, prin prisma lui Viorel Kraus, junior. Da, junior. Veca Soccer, am colaborat cu el, am mai făcut și mișcare pe acolo, după care m-am apucat să antrenez portarii. Tot la îndrumarea dânsului am făcut și școala de antrenori. Nu la îndrumarea tatălui? Nu te-ai băgat deloc? Eram mai mult plecat în perioada aia. Era în Țările Arabe, nu? Da. Și atunci Vivi Kraus a fost ca un frate mai mare pentru el. Bineînțeles, și în spate fiind și domnul Viorel Kraus, care a coordonat un pic activitatea și l-a ajutat pe Vivi, dar a avut oportunitatea și la sfatul lui Vivi, a lui Gabi Popescu, care, de fapt, pot să spun că și eu sunt implicat în această asociație. Și atunci a fost un început pentru el. Te gândeai atunci? Visai să ajungi pe urmele tatălui? Deși tatăl tău n-a antrenat la Rapid. Am mai făcut eu o glumă cu tata. Zic, tata, asta este, tu ai jucat la Rapid și acum am ajuns să fiu eu antrenor înaintea ta. Ne completăm. Înaintea ta, a spus. Nu știu. Da, eu nu am antrenat niciodată. Știu că n-ai antrenat, chiar am spus. Și rog, înaintea mea. Eu am jucat fotbal înaintea lui și antrenez înaintea mea. Păi, și crezi că vei apuca să antrenezi, că sărim din una alta și tu Rapidul? Nu știu. Viața poate să-ți rezerve, dar mai e o vârstă. Hai că nu ți areți o vârstă. Le spunem prietenilor noștri, cei care nu te cunosc din anii 80-90 și nu caută repede pe Google. Ce-s, la anul fac 60 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc. Eu sper să nu vină prea curând, să rămână acolo unde este. Au treabă. Mai ales că se duce în Germania în luna iunie. Da. Să ne întoarcem puțin și la lucrurile mai puțin prietenoase, pentru că aseară a fost un meci în care tu ai fost implicat direct, iar tu, Leo, ai fost în calitate de antrenor cu portarii al echipei naționale, dar și în calitate de fan al Rapidului în tribună. Eu când vin pe stadionul Giulești, vin ca și suporter, dar acum trebuie să fiu foarte echidistant, pentru că poziția în care mă aflu, trebuie să fiu foarte realist în ceea ce observ și în ceea ce fac. Dar bineînțeles că am fost la meci și am văzut cu ochii unui antrenor ce s-a întâmplat. Un meci care pot să spun că a fost împărțit în două reprize total diferite. O primă repriză abordată de Rapid foarte bine, cu un joc destul de agresiv în atac, un joc plăcut. Bineînțeles, Clujul a răspuns pe niște contraatacuri periculoase care au anunțat de fapt... Au avut și niște șanse la 0-0 cei de la Ucluj în startul jocului. Au dat semnalul că sunt periculoși pe contraatac. Dar o primă repriză foarte, foarte bună. A venit acel gol care a clătinat un pic echipa, dar am crezut că va fi doar de moment și la pauză, dacă se continua ritmul, nu cred că era o problemă. Dar repriza a doua a arătat total diferit. Nu știu, parcă a venit altă echipă de la...
Alte, echipă, alte echipe, pentru că și alte echipe, Clujul a... Da, Clujul a continuat și a venit cu un plus de energie. La Rapid s-a început, bine, n-a venit golul 3, după aia ați văzut, a picat golul egalizator și normal că intră panica, se schimbă total stilul de joc. Chiar dacă la Rapid e multă experiență atât pe bancă cât și în teren, intervine da, panica acasă cu sunt Cluj? Momente când simți... Fără să-i jignim pe cei de la Cluj, normal, dar chiar îi felicităm. Orice echipă, cam la scor de egalitate, te gândești fără să vrei, că poate că deja percepi pericolul că poți să pierzi și atunci când gândești așa, uite că chiar poți să pierzi. Da, Leu, dar Rapidul parcă e printre echipele alea care chiar demonstrează destul de des că 2-0 pentru propria echipă e un scor periculos, sincer. Da. Mie îmi tot fuge gândul, chiar dacă au mai fost și alte meciuri, spre acel joc cu Anderlecht de la Bruxelles, cu Mircea Rednic pe bancă, 0-0 la București, în retur 2-0 pentru Rapid și 3-2 pentru Anderlecht. Nu știu, poate dacă era un 2-0 la pauză, poate repriza a doua era mult mai echilibrată, mă gândesc. Dar la un 2-1 intri cu oarecare îngrijorare, nu zic teamă. Adică trebuie să fii mult mai prudent. La primirea unui gol poți să intri în panică un pic. Fără să-ți dai seama se poate întâmpla asta, chiar dacă ai jucători cu experiență. Frustrant are, Mihai, cum ai trăit de pe bancă, din vestiar, bănuiesc că foarte frustrant, nu? Este, mai ales am jucat acasă, ne așteptam să luăm cele 3 puncte, luăm fiecare meci în parte, dorim să luăm 3 puncte. Era un moment important pentru noi, dar... Practic păcate... e prima înfrângere în Giulești din era da. Cristiano Bergodi, da. Cu voi în da. Noul staff. Ultima înfrângere a fost tot un 2-3 cu Craiova sezonul trecut, dar era Adi Mutu antrenor și Rapidul atunci chiar a avut o perioadă bună, om în plus pe teren. Da, mi-aduc aminte. Am fost la meci, da. La fel, sentimentele au fost aceleași de frustrare, dar, cum spune și el, era un moment foarte important ca să ții aproape de FCSB, treceai cu un punct peste CFR. Erai pe locul 2. Deci, locul 2. Deci era un pas și în clasament. Dar se reglează, bănuiesc. E etapa acum, 17. Da, timp mai e. Important e să-și revină ei repede din șocul ăsta. Într-adevăr, poate fi considerat un șoc, dar deci știe mai bine acolo ce simte atmosfera mult mai bine și dar o demonstră că acum echipa poate să treacă peste sincope de asta. Hai să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 3 luni, după acele 2 înfrângeri cu Voluntari și cu Petrolul, cu 3 autogoluri în 2 meciuri, după care a urmat o serie impresionantă. 13 meciuri fără înfrângere. Așa. Chiar dacă au fost câteva egaluri care au fost precum înfrângeri, cum ar fi acel din Cupa României cu CSEA Steaua. Așa este. Bine, și acolo, iar în competiția asta în Cupa României, mai aveți... Sunt la mâna lor. Da. Sunt corect, la mâna corect, lor, corect. La fel cum au... Joci tot pe Giulești, ai ca întotdeauna publicul care, din nou, extraordinar. Ați văzut cum... Deci, în campionatul ăsta, la orice scor, ei continuă să aibă același program și să transmită. Chiar am demonstrat încă o dată că Rapidistul, chiar dacă e supărat, știe să treacă peste prin cântecele superbe care... Le avem și toată lumea, cred că multă lume vine pe Giulești numai să asculte această galerie și să simtă atmosfera care e pe Giulești. Păi, după meci, la zona mixtă, a venit Dan Nistor, unul dintre cei mai buni jucători de la Ucluj și a spus de vreo 3 ori, chiar dacă în 5 minute cât a vorbit a spus că el rămâne dinamovist, pentru că a avut o perioadă foarte bună acolo, a spus... Cea mai frumoasă atmosferă din România. Deci, când spui sunt dinamovist până la moarte, dar e cea mai frumoasă atmosferă în Giulești, asta spune multe despre cel care a învins Rapidul aseară. Noi întotdeauna am avut și înainte, pe vremea când jucam, galeria era la înălțime. Bine, atunci se supărau mai des un pic. erau mai multe motive de supărare. Sigur că da. Acum, Rapidul de astăzi chiar le-a adus bucurie, mai ales anul ăsta și anul trecut. Adică, după ce a fost la un pas de desființare, dacă e să ne gândim,
S-a desființat, grație familiei Moraru. Da, deci atunci mai țineam noi un pic Old Boys-ul mai... Dar vreau să spun că acum Rapidul arată. Ei era modernă, eu sper să fie, să atingă performanțele, cel puțin când era domnul Mircea Lucescu, când s-a câștigat campionate, cupe. Care și un antrenor de talia lui Mircea Lucescu a avut nevoie de două sezoane pentru a ieși campion. În primul sezon s-a ratat titlul în 98. Normal, să construiești o echipă cam acolo. Nu poți să construiești în două luni, în trei luni o echipă. Decât dacă bași foarte, foarte mulți bani. Și atunci, ca să bași mulți bani, aduci jucători, nu? Și ca să creezi o coeziune, să creezi relații de joc, tot îți trebuie timp. Nu poți, degeaba, numai prin simpla valoare individuală, nu poți să faci o echipă întreagă. Plus, mixul ăsta de tineri jucători cu jucători cu experiență, se pare că funcționează. Nu poți să faci nici performanță, numai cu o echipă, să zici că nu jignim, cu jucătorii în vârstă, pentru că la un moment dat nu știi cât poate să ducă, dar așa... Deși să pună joacă meci de meci. Da, da. Are lângă, acum vedeți, cuplajul ăsta între un om cu experiență, cum e Săpunaru, Iacob, jucător tânăr. Borza, extrem Borza, de tânăr. Borza, foarte tânăr. Avem Brown dincolo, care e un jucător experiență. La mijloc, la fel. Dar de, uite că ieri n-a adus satisfacție această atmosferă și această... Bun, dar au fost golurile luate pe contraatac, pe dezorganizare, Rapidul atacat în permanență. Aici cred că puteau să pondereze un pic, să aștepte să iasă ei pe contraatac. Vedeți, au jucat un fotbal frumos, să dea goluri și n-au jucat pentru rezultat. Te împinge tribuna? Bineînțeles, să joci așa? Că entuziasmul ăla și mai ales când ca jucător... Poate prea mult entuziasm. Și aici, dacă nu îl temperezi, aici trebuie să... Cineva... Că antrenorul nu poate să țipe, că nu se aude pe teren. Dar acolo jucătorii în trei poate să discute. Haide, acum temperăm jocul, mai o pasăm, ținem de minge. Nu știu, șarje de atacuri și bineînțeles că s-a pierdut mingea și pe contrele alea s-a luat gol. Cum a fost, Mihai, la finalul jocului, când v-ați dus toți la galerie, staff, jucători și s-au cântat, inclusiv, ăsta e Rapidul din Giulești, iubește-l și ai să nebunești. Așa este, da. Am fost și suntem susținuți de această galerie frumoasă, și la bine și la rău. Clar, au fost dezamăgiți pentru că au venit la stadion cu gândul la o victorie, dar încă o dată au arătat că ne susțin, sunt al 12-lea jucător și acum trebuie să uităm acest accident, să ne gândim la meciul de la Botoșani și să ne întoarcem de acolo cu cele 3 puncte. La Botoșani, unde Rapidul a mai câștigat odată în acest sezon, în Cupa României, pe de altă parte Botoșanul v-a încurcat în Giulești cu acel 2-2 în startul sezonului. Da. La ce meci vă gândiți mai mult? La victoria din cupă sau la faptul că trebuie să vă luați o revanșă pentru meciul din campionat? Trebuie să luăm 3 puncte. Să luăm 3 puncte, asta e important. Împotriva ultimei clasate din Liga 1. Da. Deci un meci în care Rapidul e favorit. Meciurile nu sunt ușoare. Mai ales că terenul se anunță foarte greu. Da. Poate să fie și asta un impediment pentru o echipă mai tehnică, dar trebuie să te adaptezi la orice teren și, cum a spus și el, trebuie. Cele 3 puncte sunt pe primul plan în situația asta. Voi cum vă adaptați ca să ne întoarcem cu peste 30 de ani în urmă? Cum vă adaptați în acele vremuri, în condiții proaste, cu bani mult mai puțini? Apropo, tu ai participat la sprinturile pe șină? Nu. Asta a fost o poveste ticluită așa. A fost pe timpul lui Bazil Marian. Deci era, nu știu, nici... N-au fost deloc în anii 80, eu sunt născut 81, sincer, și în perioada aia... Nu, și eu am prins Potcoava până în Revoluție, da? Că după aceea s-a închis. După aceea, când s-a închis, nu mai aveai pe unde să urci. Am ieșit cu duba jandarmeriei de vreo două ori. În ce ani? Prin ce ani îți mai aduci aminte? Păi asta a fost chiar pe timpul... înainte de Revoluție, 80. Tu ai venit în 84 la Rapid. În 84. Prin 88, 87 am avut noi
niște, tot așa, niște meciuri slabe, pierdut afară, după aia acasă. Și... Dar îți mai aduce aminte adversarul care v-a învins acasă, sau? Am făcut, de exemplu, am pierdut la Corvinul 9-0. Au. Cel mai urât scor pe care l-am avut cu Hunedoara, așa, și acasă am făcut un 0-0 cu Buzău. Și atunci, normal, după șocul de acolo, vii și acasă, faci 0-0. Bine, n-aveam vreun obiectiv atunci să câștigăm campionatul ăsta, că era greu. Și normal că Giuleșina s-a supărat. Și atunci era culoarul ăla între teatru și vestiare. N-aveai pe unde să ieși decât pe acolo. Și ăla se bloca până la poartă. Pe unde intra și autocarul. Exact, da. Și geamul vestiarului dădea către culoarul ăla, auzeai de toate. Și mai scăpam pe la teatru, știi? Deci ai driblat și, un pic. Și din postura de portar, mă rog, nu tu, știi? Toți colegii. Toți de acolo am ieșit, da. Odată, nu știu, parcă i-a lovit și mașina lui Goanță, i-a avut neinspirație să o lase. Că mai lăsa mașina pe culoarul ăla. Era bine să o lași când era într-o perioadă mai bună. O lăsai mai pe la teatru, așa, sau... Bun. Dar acum ne aducem aminte, na, cu nostalgie, acum o luăm ca în glumă. Da? Atunci nu prea era glumă. Da. Și ăsta era Rapidul. Dar atmosfera era aceeași, cu aceleași cântece frumoase, originale. Totdeauna Galeria Rapidistă a fost originală. Și curajoasă pe vremea aia, cam ce strigau ei. Galeria lui Rapid nu e membră de partid. Așa este, așa da. Este. Erau alte vremuri pe care cei tineri, noi cei tineri nu le-am prins sau le știm doar din povești. Da. Simțeai altfel și cu plajele bucureștene. Când, de exemplu, jucam pe Ghencea în 84-85, nu aveau galerie. Și jucai, se umplea stadionul, jucai ca acasă. Cu rapidiști, se umplea stadionul cu rapidiști. Da, să... nu aveau, după aceea, când au câștigat Cupa Europei. Cupa Campionilor. Cupa Campionilor, atunci au început să-și câștige... adepți și fani. Soldați și galerie. Erau atât, și, da. Și fani. Da, soldații erau și ei strigau cât până la un moment dat, acoperea. Da, și pe cuplaje nu mai spun ce era. Pe fostul 23, că am prins și 100.000 atunci când s-au rupt gardurile și au stat până lângă pista de atletism. Dar pe Ghencea cred că ai prins și meci în Liga a doua cu stadionul plin de rapidiști. Nu, eu am prins exact când Rapidul a revenit acasă pe Giulești. Până atunci jucase pe Republicii, jucase fostul și... Fostul stadion... Da, care acum... Am prins și eu doar un antrenament acolo și un meci amical în vara aia, în 84. Și pe aceea, când s-a început, în august începea campionatul, am început pe Giulești. Atunci revenirea pe Giulești a fost iar un eveniment că de vreo, nu știu, 4 ani mai se jucase. Și era mai... încins atmosfera pe vechiul Giulești, pentru că sunt mulți suporteri care spun asta. Era și mai mare, avea aproape, da, avea 19.000. 18.000, da. 18.000, dar tribunele aproape, cum le știi, noi aveam și la antrenament, aveam suporteri, aveam câte 200-300 la peluza de la teatru, asistam la antrenamente. Era antrenament deschis la noi. Acum nu prea mai există antrenamente deschise, așa-i? Nu, acum nu. Acum au baze. Noi nu aveam. Acolo ne antram. Pe Giulești. Și când veneai cu tramvaiul, când aveam mașini, veneam cu tramvaiul, dădeam bună ziua la suporterii care, fideli, care erau toată ziua acolo. Și pe care îi știați. Da, deja ne știam. Treceam printre ei, când era după victorie era plăcut. Altfel, când era după înfrângere ne mai mustrau. Ce facem? Da. Treceai printre ei, te salutai, dădeai una cu ei, după aia intrai la antrenament. Adică era o normalitate asta. Nu... Sună... Și când plecam, tot la fel. Ne urcam, că e stația de tramvai aproape acolo, luam tramvaiul 2 și mergeam la gară cu ei. La gară a fost prima noastră casă, care... la peronul 15.
Îți vine să crezi, Mihai, ce vremuri a trăit tatăl tău la Rapid când tu te duci la baza constructorul care e într-o continuă dezvoltare? Da, da, da. E, bine, când mai ne strângeam cu foști colegi al tata, clar, mereu sunt atent la poveștile lor și... Și să am rămas cu ceva amintiri și povestiri frumoase. Și de la umbreluțe? Da. Dezvoltă puțin aici. Trebuie să dezvolte. Eram un loc unde, după antrenament, se opreau la un suc. La o bere. La un suc, o bere. La o bere. Și mama a întrebat, dar de ce veniți așa târziu? Tata, să nu-i spui, să nu-i spui nimic unde mergem noi. Și eu, clar, nici bine n-au trecut câteva minute, am fost la umbreluțe. Ce sunt alea, umbreluțele? Să-ți spună tata. Da. Am râs mult. Eram mic. Ne-am distrat atunci. A urmat o ședință? Nu, dar asta era, am vrut să-l încerc, să văd dacă îl mai iau sau nu. Și l-ai mai luat. Da, mai luat. După aia deveni mai discret. A mai crescut. Da. Deci la umbreluțe. Au trecut ani buni de la umbreluțe. Tu ai prins promovare cu Rapidul, o promovare istorică, nu? Putem spune, având în vedere când a venit. A venit imediat după Revoluție, adică am retrogradat înainte de Revoluție și am revenit Rapid. A fost iar un moment crucial atunci. S-au schimbat și antrenori mulți, dacă bine mi-am amintesc, dar a fost o luptă destul de aprigă pentru promovare atunci cu Turnul Severin, era Ilie Balace antrenor și am jucat noi ultimul meci chiar cu ei, mi se pare, de am bătut 2-1 pe Giulești, 2-1 sau 2-0, nu mai țin minte bine, a dat Rodin gol și am promovat imediat și pe aceea a început, am mai venit și jucători, dar de atunci și din Liga a doua, atunci a promovat Nicu Stanciu, Nicolae Stanciu a venit, avea 17 ani când a venit și cu el s-a promovat. Deci și noi am avut un mix așa de jucători cu experiență și tineri, dar bucuria a fost că am revenit repede. După că altfel era deja Rapidul statuse 7 ani, au promovat în 82, și iară putea să fie la 7 ani să mai rămânem iar mulți ani, dar bine că ne-a revenit repede. Bun, a fost un accident atunci de am promovat. Am fost un pic, așa să zic, lucrați de la retrogradare, sistem. La retrogradare, da, ne-a bătut Victoria ultimul meci. Oricum meciurile aveau o istorie deosebită cu echipele astea departamentale. Apropo de Nae Stanciu, fotbalistul cu cele mai multe meciuri din istoria Rapidului în Liga 1, chiar dacă a jucat și în Liga 2 și în Cupa României, 324 de meciuri are în prima Liga Nae Stanciu. Da, el e în cei cu peste 350, 300, în 300 în total, bun. Și cu... Peste 350, da, clar, da, cu Cupa, da, României, da, cu cupe europene. Da, spun, pentru un tricou Rapidului, un număr impresionant. Un număr impresionant pentru fotbalul românesc. Sigur că da. Deci, n-ai rămas. După ce am plecat noi, cam el a dus mai departe steagul, să zic așa. Tu l-ai prins? Să-ți amintești de Nae? Erai tânăr. Da, da, da. Tânăr. Mi-aduc aminte. A fost un... și este un personaj aparte. Din păcate, driblează interviurile de mulți ani, mult mai bine decât dribla pe teren, el fiind fundaș dreapta sau fundaș central. Da, nu știu, s-a îndepărtat el un pic, poate are și el motivele lui, dar de câte ori ne întâlnim cu mare plăcere și chiar noi care am... El a crescut cu noi acolo și are un respect deosebit pentru noi, generația mea, Goanță, Țâră, Bacoș, cum am venit atunci, în 84, că am venit vreo 9 jucători tineri. Gică Cârstea, Nicu Gheară, cine mai era, să nu omit pe cineva, că se supără. Se supără, nu? Da. Și atunci, din cei care am venit, ne-am integrat în echipă destul de repede. Cam în 2 ani așa, cam jucam.
Dar e mai tânăr cu 9 ani decât tine. Pe 13 noiembrie am plinit 50 de ani, o jumătate de secol. Da. Și oricum el a fost foarte atent la tot ce se întâmplă și, într-adevăr, a dus și tradiția mai departe, a vrut să o insufle celor care au venit. Și a ținut steagul sus și la propriu și la figurat. Îmi aduc aminte de un meci în zona pe final de anii 90 în Ghencea, sau nu, la începutul anilor 2000, cu Răzvan Lucescu, portarul Rapidului, care s-a dus la finalul meciului cu steagul Rapidului spre Galeria Stelei. Îl a furat Pompiliu Stoica, deci după anii 2000. Apropo că Iani Stoica ne-a dat gol aseară. Golul victoriei Universității Cluj. Și a furat Pompiliu Stoica din spate steagul lui Răzvan Lucescu, steagul Rapidului, dar Nae s-a dus, a luptat cu Batigarzii Stelei și a recuperat steagul, a ținut steagul sus. Da, pentru că Nae, într-adevăr, e un rapidist pur sânge și a fost normal, o jignire, clar. El și-a apărat steagul. Ai pierdut steagul, știi cum e, ca la război. Îl poți compara, pentru că aici vreau să duc discuția, pe Nae Stanciu cu Săpunaru? Sau pe Săpunaru cu Nae Stanciu? Nae Stanciu, Săpunaru, bun, e un lider incontestabil. Și amândoi au jucat atât fundaș central cât și fundaș dreaptă. Da. Nae, la început, cât bine, atunci nu putea el să... eram noi mai în vârstă și... El mai experimentați și nu, dar după aceea, după ce am plecat, el a devenit lider de vestiar, pentru că lider înseamnă ceea ce transmiți, nu neapărat că dacă ai banderola pe mână sau nu, și el înseamnă. A avut-o mulți ani, da, chiar era... Poți să fii și fără banderolă lider, dacă ești un exemplu pozitiv, nu negativ în liderul ăsta, e să-ți urmeze exemplul tău. În primul rând trebuie să fii un exemplu pentru toată lumea. Și n-ai reușit să facă treaba asta. Și atunci, în momentul ăla, da, putem spune, el a fost lider. Iar Săpunaru este liderul pe care îl vezi tu la fiecare antrenament. Da. Cum e la 36 de ani, Mihai, să ai alături de tine la Rapid un fotbalist și un capitan precum Săpunaru, care va împlini 40 de ani în aprilie și mai mult ca sigur va juca și în sezonul 2024-2025 la Rapid? Eu îl știu pe Cristi de foarte mulți ani. Am fost la FC Național împreună, am cochetat un pic acolo și cu Herea. Este un exemplu, într-adevăr, la vârsta pe care o are. Bun, este doar un număr. Într-adevăr, îi susține și pe cei tineri. Este un exemplu, este un lider cu adevărat. Vedem acele speech-uri pe care le ține înainte de meci. Apropo, era ținut? Da. La fiecare meci ține. Și ce simți când îl auzi cum vorbește înainte de meci? Nu știu, tremură carnea pe tine? Mai important e să simtă jucătorii ce transmite el. După aceea, într-adevăr, este foarte important. E o chestie intimă, oricum, ceea ce se întâmplă acolo la noi în vestiar. Dar câteodată, din când în când, și în special la Victorie, e postat o parte Da. Nu, este ceva special acolo ce se întâmplă între noi. Suntem, într-adevăr, ca o familie, este un grup frumos. Și Cristi are grijă de toată lumea. De toată lumea. Ăsta e cuvântul ce noi este. Ca lider trebuie să ai grijă. Să ai grijă la orice amănunt și, mai ales când e greu, trebuie să transmiți putere. Tu ai văzut și tu la Rapid pe Facebook când se postează acele clipuri înaintea unor meciuri. Voi aveați asemenea speech-uri? Se țineau în vremea voastră? Vorbeam și noi. Aveam, dar nu aveam așa un ritual. Ne încurajam, în primul rând, unul pe celălalt. Pentru că eram mai mulți. Acum, vedeți, pot spune că pe vremea asta erau mai mulți lideri în vestiar. Dar nu era de genul ăsta. Bun. Ce era, ne transmiteam noi, clar, ce aveam de transmis, cum simțeam jocul respectiv.
Și noi deja jucam împreună de atâția ani, vedeți, dacă joci 5, 6, 10 ani împreună, deja cam știi ce ai de făcut. Și mai mult pentru cei care erau noi, care, sau cei tineri care veneau, pentru ei conta foarte mult să-i asimilăm cât mai repede, să le dăm încrederea. Să se integreze. Da, și pe noi ne-a primit bine. Nae Manea, Ion Ion, Ștefan Popa, Ștefan Sameș, Agiu era pe vremea mea. Deci erau jucători cu greutate mare în vestiar. Când am intrat, îi văzusem doar la televizor. Și uite, am devenit și noi colegi odată. Dar tot așa, cam târziu am intrat și noi în vestiarul bun. Hai să ne întoarcem un pic la jobul vostru, cel de antrenor cu portarii, pentru că îi avem pe câțiva prieteni care au curiozități. Uite, Tudor vă întreabă pe amândoi, pentru că amândoi ați antrenat și tu ai fost în străinătate, tatăl tău mult mai mult. Ce tehnici sau moduri de antrenamente sau idei ați furat, cu ghilimele de rigoare, din străinătate? De exemplu, eu... fiind mult plecat în zona golfului, acolo am întâlnit mai multe școli, să zic așa, că erau sârbi, erau brazilieni, portughezi, cam ăștia. Și erau stiluri diferite de antrenament. Dar nu poți să furi un stil, să-l iei de acolo, să-l pui în munca ta. Important e, în funcție de ce, pe cine antrenezi, ce vezi la el. Deci nu poți să spui că... ca experiență, cam ce ar face, dar nimic nu e diferit de ceea ce facem noi. Dar în momentul de față, în România și bineînțeles și în Europa, ați văzut importanța portarului într-o echipă. Rolul portarului pe care îl are în echipă e foarte mare acum. E aproape, ai aceleași responsabilități ca un jucător de câmp, cum e jocul modern al portarului. Atunci, ca să ai un portar să-ți joace, atunci trebuie să ai și un specialist în spate. Deci antrenorul de portare acum este un specialist, nu mai un om care îl izolezi într-un colț de teren cu portarul, cum era pe vremuri, antrenează-l și tu 10 minute și ăla era antrenamentul. Bun, că mulți nici nu aveam antrenor de portare. Tu folosești din tehnicile de antrenament ale tatălui tău, tu și Bogdan Lobonț? Discutați? Ce poți să dai din casă? Că nu... Nu, oricum, avem o comunicare foarte bună. Eu cu Lobby ne înțelegem foarte bine. În permanență, antrenorul echipei naționale ține legătura cu antrenorii de la cluburi, implicit și la noi, avându-l pe moldovan, ținem legătura. Plus că acum în România se fac cursuri de antrenori de portari. Cursuri de care eu le coordonez și aici se învață foarte multe lucruri. Aveam impresia că le știm pe toate, dar întotdeauna e loc de învățat. Și cei care au absolvit până acum cursurile astea, pentru au învățat o metodologie. Că degeaba te uiți tu la un exercițiu pe YouTube și vrei să-l aplici la tine. Nu funcționează. Trebuie să aibă tot o logică. Deci, pregătirea portarului e destul de complexă în zilele noastre. Și sunt trei portari diferiți, dar extrem de interesanți la Rapid. L-avem pe Horațiu Moldovan, portarul titular al echipei naționale. L-avem pe Drăghia, care e de o viață la Rapid, cu anumite pauze. Și un puști pe care te-am văzut antrenându-l chiar aseară, Bogdan Ungureanu, da, care are 16 ani și jumătate și a debutat deja în Liga 1, pentru că mă ruga Florin să vă întreb despre Bogdan Ungureanu și apropo de debutul lui în Liga 1, a debutat la cel 5-1 cu FCSB sau FCSB Rapid 1-5 și a avut și o intervenție bună pe final de sezon trecut. Cum e să ai trei portari atât de diferiți din multe puncte de vedere? Într-adevăr, l-avem și pe Bogdan Ungureanu, chiar la 16 ani. Cum ar face, spune Hagi, enervant de tânăr. Se pregătește în permanență cu noi. De altfel este și la lotul național. Este un portar cu calități, trebuie avut grijă.
pentru că mai are foarte multe de am mai întâlnit foarte mulți sportari care aveau calități, talentați, dar s-au pierdut pe drum. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu cei tineri care vin din urmă, să-i ținem în permanență. Țineți în priză și concentrați. Florin chiar întreabă dacă ar pleca Moldovan, pentru că se zvonește, se vorbește foarte mult, el având și o clauză destul de mică pentru valoarea lui din acest moment, 800.000 de euro. Deci orice echipă care vrea să plătească 800.000 de euro sau poate să plătească și se înțelege cu Horațiu Moldovan, pentru că aici trebuie făcută o precizare, că am fost multe zvonuri, domnule, că Horațiu Moldovan poate pleca pe 800.000 de euro. Da, poate pleca pe 800.000 de euro, dar trebuie să și vrea. Degeaba vine patronul FCSB-ului și spune dau 800.000 de euro dacă Horațiu Moldovan nu vrea să se ducă acolo. Asta e, contează unde pleci dacă vrei să pleci. Și să fii atent la ce perspectivă ai acolo. Pleci doar de dragul de a juca afară sau de a nu juca? Pentru că nu-ți garantează nimeni postul de titular unde pleci. Chiar Florin... Și atunci e riscul lui. Ori rămâi, duci mai departe treaba care ai început-o aici, ai acum un moment bun și la echipa națională. Adică trebuie să știi și în ce conjuncturi pleci, nu de dragul de a pleca. Că poți să pierzi un transfer neechipzuit, poți să pierzi aproape totul. Poți să pierzi postul de titular la echipa unde te duci sau așa. Și poți să nu l-ai garantat. Și dacă nu joci, pierzi postul automat la echipa națională. Și șansa de a juca la un campionat european. Acum, vedeți, e o situație delicată. Și asta depinde numai de el, de conducere. Eu zic că o să se ajungă la o înțelegere, să fie bine ambelor părți. Deci nu l-ai sfătui pe Moldovan, Florin, te întreabă, să plece la prima ofertă atrăgătoare în iarnă? Nu l-a sfătui, sincer. Nu l-a sfătui pentru că și să schimbi echipa din mers. Și de-aia e un moment foarte delicat acum. Pentru că dacă nu joci... La mondial, la european nu poți să începi cu un jucător care nu joacă. Că, hai să o luăm așa, cronologic. Tătărușanu a fost titularul echipei naționale 10 ani. Ușor, ușor n-a mai jucat. Dar el a avut perioade în care avut era titular puțin. Și la naționale da. Atât nu era dar titular a fost, la a fost de două ori s-a întâmplat treaba asta. După aceea și-a dat seama că nu mai poate să ducă ritmul ăsta, adică nejucând și să omul zice stop. După aceea Niță a fost numărul 1. Dar a avut ghinionul, n-a jucat 6 luni, 8 luni. A pierdut postul. A venit Radu. Juca la Auxerre. A jucat bine, a prins, a început campania cu el. A avut ghinion, a plecat. Transfer. Numărul 2. Iar nu ai jocuri. Deci, de-aia spun, e o situație delicată. Că poți să devii din numărul 1, nu mai devii niciun număr. Pe de altă parte, cu o prestație bună la campionatul european, poți să prinzi un transfer plus și mai asta bun. E un bonus, dacă acolo vă dați seama că sunt alți ochi. Toți impresarii din lume vor fi acolo. Dar important este să te gândești, eu așa o văd, să te gândești la tine, la ce, cum te pregătești, cum joci și restul sigur vor veni. Dacă tu ai o constanță, atunci sigur vei avea oferte, nu una, mai multe. Și atunci ai de unde să alegi. Aici intervine un pic și rapidistul, suporterul Rapidului, Leo Toare. Nu, eu vreau să fiu realist, pentru că sfatul ăsta pot să-l dau oricui. Să știți că de când sunt la echipa națională, eu chiar am emoții cam pentru toți, când îi văd toți sportarii care sunt, au fost convocați și care sunt, îi urmăresc foarte atent și deja, nu știu, mă asociez cu ei. Am emoții pentru ei, plus să mă gândesc să vină sănătoși la lot, adică sunt multe stări prin care trec. Deja în 6 ani de zile de când sunt la echipa națională, am trecut prin toate stările astea și în general cam tot stafful stăm așa cu sufletul la gură până la momentul convocării. Că uite câte probleme avem de accidentări și câte accidentări apar chiar după strică, ce se anunță da, lotul tu te gândești la o strategie, nici nu poți să-ți faci chiar o strategie așa de la pe termen lung, pentru că nu știi ce se întâmplă.
Cât de mult ar conta pentru vestiarul Rapidului dacă ar pleca Horațiu Moldovan? Și aici nu mă refer, Mihai, doar la portar, ci și la omul Horațiu Moldovan. Cu siguranță ar fi o pierdere enormă. Dar mă refer dacă ar pleca în iarnă. Ar fi o pierdere, clar, pentru noi. Și ca fotbalist și ca om. Dar eu cred că o să fie atent la ce se va întâmpla acum în iarnă și va lua o decizie bună pentru el și pentru noi. Pentru toată lumea. Da. Rapidul ar ieși, poate, nu știu, i-ar scădea șansele la titlu și la câștigarea Cupei României, pentru că aminteam de meciul cu CFR de la mijlocul săptămânii viitoare, decisiv în Cupa României. Pe de altă parte, Rapidul a bătut-o pe CFR de fiecare dată pe Noul Giulești. Eu nu mă gândesc așa la tradiții, la superstiții. Trebuie să tratezi jocul, pentru că, nu știu, fiecare joc e în altă conjunctură, în altă zi, altceva. Dacă pleacă iarnă, de bază va rămâne Drăghia. Sau să aduci un portar de talia lui Moldovan. Nu știu cât sunt așa în țară, deocamdată. Sunt într-adevăr cu talent jucători, portari tineri, cu talentați care pot să ajungă. Că și Moldovan, acum 3-4 ani... Acum vreo 4 ani vrea să se lase de fotbal. Mi-a spus mie într-un interviu în urmă cu un an. Da, vedeți. Când era pe la Ripensia. Da. Așa e când se întâmplă. Când ajunge deja la o cotă, te vede lumea indispensabil. Ceea ce e adevărul, da, ca să te menții acolo, nu e ușor. Dar poate să fie o pierdere dacă pleacă. Mai ales când Rapidul are un obiectiv foarte serios și important, nu? 1-3, deci ori vrei să fii campion, ori cupele europene, ai Cupa României. Cupa României a fost obiectiv și în ultimii 2 ani, sau cel puțin în ultimul an declarat, iar Rapidul a ratat încă din faza grupelor. Tot o grupă în care a avut o adversară pe Ucluj, printre altele, acum are adversară indirectă pe Ucluj cu acest sistem de grupe. Dar săptămâna viitoare, apropo de Rapid CFR Cluj, Rapidul va disputa acest meci între un meci la Botoșani și un meci acasă cu Voluntari, în timp ce cei de la CFR Cluj au la Craiova, cu echipa domnului Rotaru, și meci cu FCSB. Deci, da, pare mai complicat programul CFR-ului. Sigur, sigur că da. Și nici CFR-ul nu prea trece așa printr-o perioadă... Ca joc, nici FCSB, doar că FCSB a acumulat mai multe puncte. Ți-a plăcut FCSB-ul în ultimele meciuri? La FCSB sunt jucători care au sclipiri, care realizări individuale. Eu cred că așa... FCSB au câștigat puncte. Păi și la Rapid, sunt doar că sunt accidentați. Petrila și Rachmani, care au fost decisivi în multe meciuri. Da, vedeți ce înseamnă să ai jucătorii. De-aia spuneam că stai cu sufletul la gură, să fie sănătoși jucătorii și influențează. Dacă ai un jucător important, care e în formă în momentul respectiv, normal că e un minus pentru echipă când nu joc. Dar de-aia sunt, știi cum e... Tabu, de-aia sunt 22 de jucători, dar există diferență între ei, orice îi spune. La orice echipă din lumea asta, primul 11 e cel mai bun, mai bun decât când mai completezi. Revenind puțin la Horațiu Moldovan, același Tudor mă roagă să vă întreb dacă atât la Rapid cât și la echipa națională, nu știu, la anumite antrenamente sau înainte de meci se studiază adversarul, nu știu, loviturile libere, cornere, chiar și penaltiurile pe care le execută anumiți jucători de la adversari? Mihai, da, se face acest lucru? Facem analiza și înainte de meci și analiza după meci. Analiza de după meciul de aseară s-a făcut? Pentru că a apărut un zvon. Nu o facem imediat după... Nu se face la cald? Nu. Nu, pentru că a apărut un zvon astăzi pe un site de sport că a fost mare scandal în vestiarul Rapidului, că Daniel Niculae nu a fost primit în vestiar. Vă spun eu că zona mixtă este la câțiva metri de vestiarul Rapidului și Daniel Niculae a mers aseară în vestiar și a intrat în vestiarul Rapidului, dar n-a rămas o oră acolo. În schimb, am auzit că a fost o ședință mai lungă după conferința de presă în cadrul staff-ului, nu cu jucătorii. Și mi-a confirmat-o inclusiv Cristi Săpunaru astăzi, pe care l-am sunat și l-am întrebat. Mi-a spus că
A fost o discuție scurtă după meci, în care s-au tras câteva concluzii, după care staful a vorbit separat și au făcut analizele. Dar noi oricum stăm de vorbă, întotdeauna stăm de vorbă după meciuri. Adică nu neapărat ca o ședință. Stăm de vorbă, analizăm. E un lucru normal. Indiferent de rezultat. Indiferent de rezultat. Indiferent de rezultat. Rămânem după și stăm de vorbă. Adică nu e ceva... E și din comun. Nu. Ceea ce cred că se întâmplă peste tot. Normal. Analiza jocului cu echipa nu se face imediat. Normal. Întâi se scot imagini, faci analiza, pui într-o prezentare, după aceea faci cu echipa. Deci după ce extragi tot de acolo, nu știu, la două zile faci o analiză la meci. Ce ai făcut greșit, ce ai făcut bine, vis-a-vis de pregătirea portarilor. De-aia am spus că acum pregătirea portarilor este complexă. În afară de pregătirea cu echipa tactică, normal, cu portarii facem o pregătire și individuală, separat. Prezentare video cu, cu jucătorii cheie de la fiecare echipe, cum joacă, ce trase au ei, cum trag la poartă, unghiuri. Adică cornere? Cum bat cornerele? Păi asta se face cu echipa, că asta privește toată echipa, normal că și direct și portarul, dar loviturile libere directe, modul cum bat. Penaltiurile se studiază înainte foarte mult. Înainte de meciul cu Elveția, ai vorbit cu portarii? Dar la fiecare meci. La fiecare nu, dar spuneam la meciul, mă refeream la meciul cu Elveția pentru că a fost ultimul și unul frumos. La am câștigat, toate meciurile. Am luat locul întâi în meci să nu studiem adversarul. Chiar și cu, Bela, cu Andorra? Cu tot. Pe Andorra, dacă vreau să... Au cele mai complexe scheme la loviturile libere indirecte și la corner. Eu n-am văzut echipă cu atâtea scheme. Hai că folosesc un termen. Pe cuvânt de nu vreau să folosesc un termen un pic să-i jignesc pe băieții aia din Andorra, ciomăgarii aia. Da, au atâtea scheme, au dat gol Elveției din lovitură liberă. Deci au atâtea și trebuie să le studiezi atent, pentru că sunt niște semne pe care le fac. Au niște trasee pe care trebuie să le depistezi când urmărești jocul. Așa și la portari. Portarii separat, avem executanții de lovituri libere. Și penaltiurile? Și penaltiuri, cei care bat? Da, sigur. Și le arătați unde bat penaltiuri? Punem, avem un program special unde avem din toate unghiurile, cum acum White Scout-ul, nu că nu vreau să-i fac reclamă, mai sunt și altele, ai din toate unghiurile și ești atent la toate detaliile, dacă se uită, cum vine spre minge. Sunt multe pași, câți pași face către minge. Adică sunt multe interesant, amănunte. Interesant. Tudor, sper că ești mulțumit de astea fac răspuns. Parte, adică la orice analiză și ei la fel. Asta nu există fără... Apropo de Rapid, ai un coleg special, aici mă refer la Bogdan Lobonț, cu care ai lucrat și tu la echipa națională. Da. Cum este să lucrezi cu Bogdan Lobonț? Asta e o întrebare pentru amândoi. Pentru tine, la 36 de ani, să lucrezi cu un portar care a evoluat. O experiență senzațională. A jucat unde a jucat. Am ce învăța de la el. De aceea am o colaborare foarte bună cu Lobby. Pare să ai chiar și o relație de prietenie. Nu, ne înțelegem foarte bine. La tine, Leo, cum a fost colaborarea la echipa națională cu... Pe mine m-a ajutat foarte mult ca modul, el venea al patrulea. Dar el făcea antrenamente cot la cot cu ceilalți. Cu toate că el avea 40 de ani. Deci și el stătea în tribună la meciuri. Da, el l-ajuta pe partea pe Guriță, tactică, pe Cosmin da, Contra, da, nu? Da, da. Și partea asta mentală, vorbea cu jucători. E un tip care știe să transmită stări, știe să transmită lucruri importante. Deci pe mine m-a ajutat din punctul ăsta de vedere și ca exemplu, cum, păi, vă dați seama, bun, că am avut și portari cu experiență atunci, și Tătărușanu, era Pantelimon și Niță, care era mai mic. Deci și ceilalți erau top. A dar... fost și Silviu Lung. Și Silviu Lung, da. Pe Silviu Lung l-ai vedea la Rapid dacă pleacă Horațiu Moldovan? Silviu Lung este... E sub contract cu Iașiul, da, dar e din informațiile portar, mele poate pleca bun. În iarnă de la Iași. Eu am fost și când juca la Kayseri, am fost la el la antrenamente, am fost la meci. Și m-a surprins atunci când s-a retras. Dar el e un profesionist desăvârșit, un tip care e de încredere, nu știu, și experiența care o are. El poate să joace la orice echipă.
Numai la Rapid. Poate să joace oriunde, la ce experiență are. Asta pentru că discutam puțin mai devreme că nu ar fi foarte multe variante pentru Rapid dacă ar pleca Horațiu Moldovan în iarnă. În România nu cred că sunt prea multe variante, pentru că cei mai buni portari deja sunt prinși și nimeni nu o să-ți dea portarul. Toate echipele au... și sunt cei tineri și cu experiență mai sunt câțiva care... dar printre care poate să fie și Silvică Lung. Silvică a crescut la Craiova, dar a învățat cântecele rapidiste, cântecele galeriei Rapidului, pentru că a fost campion cu Astra și a avut atâția colegi. L-a avut pe Șumudică în primul rând așa și l-a avut și pe colegi pe Săpunaru și cred că normal că le știe. Cum îi știu eu pe cei doi. Da. Deci... plus Nico, Dandea, Oros, Săpunaru după anul în care au câștigat campionatul, mulți rapidiști au fost. Păi William de Amorim cânta imnul Rapidului mai bine decât anumiți oameni care vin pe stadion pe Giulești, dacă, fără să-i supăr pe acei oameni. Care era cântecul tău preferat? Pentru că suntem pe final de emisiune, chiar dacă mă jură repede, mă jură puțin producătorul Mihai. Era un imn pe care... tu și domnul Viorel Kraus doar îl mai știți, imnul roșilor, dacă nu mă înșel. Nae Stanciu mi-a povestit. Eu cu Nelu Manu am învățat cântecul ăsta de la domnul Viorel Kraus. Îl cântau generația lor la când ne întâlneam, la, să zic așa, la o masă unde eram numai noi. Și nu imnul roșu, e imnul nostru de... cum să zic, nu de șpriț, unde ne întâlneam și după și evenimente... de șpriț, de... da, atât de rău nu, de șpriț? Nu era neapărat când erai la șpriț sau astea. Dar îl cântam numai în cadrul echipei. Poți să ne fredonezi câteva cuvinte? Nu. E pe YouTube, dacă vreți. Nu, măcar câteva versuri, nu neapărat. E, carului cu berea sarei s-a rupt o rată și într-o clipă Dâmbovița s-a dus berea toată. Poți veni cu... poți umbla cu limba scoasă căutând mai vere, că în tot Bucureștiul nu găsești un pahar cu bere. Rapid petrece, cum niciodată n-a mai petrecut, cine lipsește 10 ani din viața a pierdut. Și tot așa, mai sunt vreo două strofe. Un cântec pe care l-am cântat la cununii, la bote, când noi am fost foarte mulți tineri și atunci ne-am însurat, am făcut copii, botezuri și în cadrele astea noi, eu cu Manu, predonam acest cântec. Bine, că îl știau toți băieții după aia. Hai că e un final. Când am promovat în Liga 1 din nou, când am sărbătorit, cred, calificarea în cupele europene după 20 de ani, pe timpul domnului Copos, cam la momentele astea le mai... și acum pe la All Boys, din când în când. Și eu... când ne mai vedem, la repriza a treia. Și un moment foarte frumos și pentru a încheia emisiunea, vă mulțumesc foarte mult, Leo și Mihai Toader. Spor la treabă în continuare, ne vedem pe Giulești și cred că și la Euro, noi doi. Mulțumim de invitație. Vă mulțumesc mult, să prieteni. Să ne vedem cât mai mult cu București. Așa, ambele prisme. Așa să fie. Vă mulțumesc, prieteni, și vouă. Vă doresc o seară excelentă alături de ProSport. La revedere!